Vă pup, dragii mei prieteni, am revenit după cum am zis că urmează să facem o serie de vloguri. Aseară am făcut ceva gen scary, nu prea ne-a ieșit. Astăzi ne-am gândit că mulți dintre voi vă mai uitați la obiective turistice și dacă suntem în Târgoviște, ne-am hotărât să... De ce nu să vă prezentăm o serie de obiective turistice? Deci, acum, ca prim obiectiv, ar fi e mănăstirea după dealul Marei, se numește în spatele nostru. Trebuia să am vorbit acolo cu stareța, cu asta, trebuia să avem o aprobare să filmăm în interior, dar momentan o să vă arătăm din exterior. Cam așa arată. O să le arăt văduri. E superbă priveliștea, ideea că am intrat și eu acolo, dar nu ne-a dat voie să filmăm momentan pentru că ne trebuie o aprobare. Avem aici un monument super ok. Și aerul e super ok, adică sunt locuri foarte, foarte frumoase. După cum vedeți, ăsta ar fi ca, nu știu, ca primul obiectiv când veniți în Târgoviște, de un exemplu. Hai, Vlăduț, ce înseamnă? Apropo, în spate, l-avem la camere pe Vlăduț, ca de obicei. Deci ăsta ar fi ca primul obiectiv când vii în Târgoviște. O să continuăm cu Parcul Chindia, care este cel mai mare parc din Târgoviște și are la fel obiective foarte frumoase. Cam atât pentru moment. Deci, primul obiectiv e mănăstirea după dealul mare. Revenim când ajungem în Parcul Chindia. Hei, dragii mei, am venit, am găsit încă un cadru. Dar cred că se vede destul de bine și așa. Cred că cam bate vântul, nu știu dacă ne auzim. Dați să vă arăt așa și împrejurimile. Deci în partea dreaptă e tot orașul. Și în partea stângă, dacă ne întoarcem, e o comună, cred. Aici vine toată lumea, e un pic ca mizerie. Așa e în România, dar în schimb avem peisaje super ok. Și aici tot la fel se vede o mică comună. Dacă nu mă înșel, Pucioasa cred că se cheamă, sau nu știu exact cum se cheamă. Dar la fel de bine se vede și aici. Deci e super, super ok. Bam, bam, bam. Haideți că o să revin când ajungem în parc și la următorul obiectiv. Stați aproape. Hop! Am revenit, după cum v-am zis. Am ajuns în Parcul Chindia și am văzut aici o rățușă, nu știu ce e exact. Și am zis că nu putem să scăpăm, să nu luăm un cadru cu ea. Dar nu se mișcă deloc. Da, cam așa e Parcul Chindia. Super nebunie. Bine, o să vă arăt mai mult mai încolo. Hop, 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 hop. Yeah! Și avem și o bruscuță aici, dar stai să vedem cum o vedem. De fapt, mai multe bruscuțe. Hop, uite că se vede aia când mergem. Yeah! Mamă, ce miroase pâștii, ceva. Pești. Mamă, vreau să prind un pește. N-ai voie. Știu că n-am voie. Na 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 na. Mamă, mori și ca aia, șmechele rău. Haideți că revenim când ajungem mai încolo. Hop! Yo! Ha ha ha.
Învârte de volan, mă! Hai! Dă-i! Mare nebuneală. Ap, ap. Está aqui, pelo aí tá tudo. Ce toaie de porcuri de acolo care s-a lăsat-o în ușă? Dragii mei, după cum ați văzut, în parcul Chindeia avem și mașinuțe, ne-am și distrat un pic. Cea mai mare problemă este asta cu ruinele cetății. Aici a fost o cetate, din câte știu, nici eu nu prea știu exact, dar în schimb am vizitat. Mi se pare super, super ok. Ca obiectiv turistic, cred că cel mai căutat e ăsta, parcul Chindeia, pentru că nu știu, cred că ori mai fi ceva, dar o să mă interesez și o să mă caut. Una peste alta o să vă arăt pe colegul meu, vlăduț, așa câteva peisaje pe aici, puțin ca, puține cadre pe acolo. N-am intrat înăuntru pentru că trebuia să o ocolim. Și pentru astăzi cam atâta e, după terminarea cadrelor, o să ne gândim ce o să facem mâine. Așa că dacă vă place ce ce facem, dacă v-ați bucurat alături de noi astăzi, nu uitați să lăsați acolo un comentariu sau dacă aveți idei, bineînțeles.
La fel puteți să scrieți și noi încercăm să le urmăm. Iar acum îl las pe Vlăduț să vă prezinte privelistă. Yeah.